Știți de când vă aștept? Floare albă ca sulfina, să trăiască Valentina! Păi nu vă dau eu microfon. Dar zici roșu și lui că-i ziua lui astăzi ceva. Să-i surâdă norocul. Să trăiască foie verde, foi de iască, domnul Raul să trăiască. Păi azi e ziua mea, dacă astăzi... Mulți ani, Raul, mulțumesc dragă, te iubesc. Dacă Rareș, dacă le urăm la toți la mulți ani, s-a terminat emisiunea. Sunteți geniali. Mă retrag să vă ascult în tihnă, da. Că doar de asta ați bătut atâta știți drum. Ce? Știți ce? Mănânce-i mănânce comedie, pe șoferi aici cu motoarele lor cu tăt. Amunia, că heaba s-o scumpi benzina, că așa umblă șoferii cu motoarele pe drum, cum umblă vara muștile după vaci. Nu știi cum să te apiri de ele. Pentru ca să poată mere bine motoarele pe drum, să nu-și lovească ferestile de olaltă, doamna noastră poliție o făcut atâta bine că le-au tras o linie albă pe mijlocul drumului, dar moșe merg motoarele pe linie ca țifro pe breazdă. E, dar atât baiu știți care îi? Că până unele locuri linia asta îi cam ștearsă cu tătului după mijlocul drumului. Pe semne ăla care e responsabil cu linie nu are vreme ca să o tragă pe motiv că are sorgoș de dirigălit motoarele pe la colțuri. Stai așa, nu te băga, ai minte, șezi blândă, doamnă dragă, dar oarbă ești, ha! Ori mă rog, poate că și-o pierdut bidineaua. No, pentru asta responsabil ăla cu linie ar trebui să vie la noi în sat, în Criștelec, și să tocmească cu toghere pe troii, că ăsta o lucra la patron și amul nu mai vrea să mai margă. Că unii din patroni să abat de la linie și a putea taie. Tătaie, până când la bietul om nu a rămas de protecție, numai boconcii. N-o dă că s-ar tomni cu el. Ar veni aici la dumneavoastră, în fața televiziunii, ar bate un țăruș în față, unul la vreo 500 de metri mai încolo pe strada fabricii, ar închinge șparga și cu permetezoa l-a destropit vie. Apoi ți-ar trage o linie ca de fabrică. Nu gândiți că amul nu-i voie să treci drumul pe unde vrei. Da, da, numai pe unde sunt linii, așa ne-a dat crestul lui ea. E așa ne-a ni. E așa ne-a ni. Atâta strabă să treci drumul pe unde nu-s linii de-astea. Cât îți șoferi aici din București de ștrolibați, apoi minte nu te face ratută din patru ouă. Că nu mă poți răbda și nu vă spui ce pățesc am într-o zi când m-am dus la târg cu vreo 3 găini la Zalău. Când scole pe lângă bancă, mă și întreabă o doamnă, tânărucă, feștită, de gândeai că atunci o fost scoasă de la fondul plastic. Era cam săină la păr, că eu m-am și gândit, măi gândesc, oare când Becheșic a avut vreme să îmbătrânească asta? Zice către mine, cum dai găinile ale? Zic eu, leznie, doamnă dragă. Zice, da grasă-s? Ei, oi, doamnă dragă, dar păi cum să nu fie? Că tătă vara le-am ținut cu mălai dintre altora, ia șenianii când nu m-a văzut nimeni. Amu când le cota doamna să vadă dacă nu-s cu ou, nu știu cum la una i s-a rupt golondul. Și-o zbura borzo și-a mijlocul drumului. Amu pacole nu erau linii de-ale da crestulu, că n-o băgat ea de seamă pe unde are voie ca să zboare. O, acel eu cu vreo 3 grăunță, tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu. În tale vine domnul polițist, unul de-aista cu șapcă albă, foarte hotărât, zice către mine, amu, te amendez. Zic, eu nu cred. Zice, adă Bolentinu, ai, nu ți-l dau. De-aia ți-l doamna după margine, că dumneai mi-o hâșit găina. Atunci m-am gândit eu, mă, rău-i de omul care n-ascultă de nevasta lui, dar nici bine nu umblă până-i soare în veci, că doar o zis nevastă mea către mine joi seara, mă, lasă cărțile alea în Franț, ai pocărească dracu în voi, dar nu vă fă bugăt, că mâini a trebuit să merg cu găinile de vândut și chiar face de mai mândră comedie la lume.
Dar du-te tu, măi omule, amusara, la șeful de post, să te învețe, măi leja circulii, că șașa ești cam dundaleu la capitolul ăsta. Zic eu, tu, muiere, șezi blând, auzi? Da, păi tu porți clopul, ori eu. Am vorovit foarte politicos cu nevastă-me, că era și socră-me de față, gata, gata și să scrie la discuții. Așa că eu de atunci ascult de nevastă-me. Așa că și dumneavoastră, toți ionii, nu numai de Sfântul Ion, toți ionii să ascultați de soțiile dumneavoastră. Toți ionii din platou să asculte de soțiile lor, da. Și cum nu-l avem numai pe Ioan Sele, și Ioan să asculte de soție. Și nu de a vecinilor. Bineînțeles. Că ale nu vă învață pe bune. Numai cum să-ți curați gardul, dar să nu scârțâiască.